Fraților, astăzi am făcut un detergent de haine cu aceste chestii. Salutare, fraților! Cum vă simțiți? Cum v-ați revenit? Eu super! Oh, mă sună și TV, scuzați-mă. Fraților, ia uitați că acum avem multe chestii aici. Și nu știu de ce se aude mama mea pe fundal, dar însă avem trei siropuri, nu prea vorbesc bine, și din ăștia o să le facem chestii bune, bune de tot. O să dau pauză la fiecare, pentru că nu pot să pun cu videoul. Fraților, hai să punem detergentul. Bum. Bum. Vreau să vă spun că puteți să faceți chestiile ăștia dacă sunteți adulți, dar dacă sunteți copii, vă rog să nu faceți chestiile de ăștia, că vă intoxichează. Și de asta vorbesc așa. Punem un pic de Amway. Și se transformă în albastru. Mi-a dat și pe mână, super. Și punem o guriță de chestie de asta. Nu să pot să filmez pentru că o stau pe mine. Aaa, pute rău! Du-te! Punem o de asta de lapte ca să... Mi-a dat. Ca să se întărească, fraților. Și amestecăm cam, hai să zicem, 2 minute. Și fraților, a ieșit o nebunie totală. De ce am aprins? Arăt odată cum arată vară și fără tel. Mamă! Vino că și telul s-a făcut albastru! Ha! Vai de capul meu, da! Mami, ce faci? Și unde îl punem? Ce pui? Fraților, anyway, puteți să încercați, dar însă celelalte să nu le încercați niciodată pentru că sunt periculoase. Bă, copii, vă rog să nu încercați chestia asta acasă. Doar părinții voștri. Asta a fost experimentul, pa, pa!